Alo! Doamna Liliana, bună ziua! Bună ziua! La mulți ani vă spun, Maria Ciorici vă sună. Ah, mulțumesc! Dar vreau să vă văd la față. Ia că așa, nu mă auziți bine dacă țineți telefonul departe. Vă aud! Nu vă trebuie tot normal. Puteți vorbi, nu v-am întrebat. Puteți vorbi, sunteți acasă sau... Doamna Liliana, am pentru dumneavoastră un mesaj mai special. Un pic va fi mai lung, că așa frumoasă poveste am primit că de Doamne, Doamne. Și vreau să vă să o ascultați. Pentru dumneavoastră am scris un mesaj frumos de felicitare. Să-l ascultați și să primiți plăcere, că sunteți tare iubită și o doamnă deosebită. La mulți ani, pentru cea mai grijulie mămică, pentru cea mai scumpă bunică, te felicităm din suflet cu ocazia zilei în care ești născută. Vrem să-ți mulțumim, mamă, pentru sacrificiile toate, pentru tot ce ai făcut și faci cu dăruire pentru noi, întreaga familie. Îți dorim să fii la fel de puternică cum ai fost toată viața, când am apărut eu, fata lui tata, bucurie mare ați avut în casă. Nu știu dacă și fratele Valerii, dacă era la fel de bucuros, știa că va avea grija surorii, dar nu avea încotro. Ne împăcam noi, da? Și ne mai băteam. Am făcut multe greșeli, dar de fiecare dată, mamă, ne iertai. Nu știu de unde luai puteri. Mereu ați fost alături de noi. Nu ne-ați lăsat să creștem fără vreun părinte. Dar și acum îmi amintesc când ai luat decizia să pleci la muncă pentru un viitor mai bun. Eu aveam 17 ani, țin minte, iar Valerie 22 urma să devină tătic. Tare ne-am mai bucurat că va apărea un pui de om și tu erai fericit tare, dar și tristă că nu vei fi lângă noi, că nu-l vei putea vedea și să le fii alături, iar timpul așa de repede trecea și banii ăștia mereu n-ajungeau și ai hotărât să pleci mai departe în Israel. Tare am mai plâns atunci, știam că nu ne vom vedea un an întreg și ție ți era greu că nu-ți vei vedea nepoțelul, cum crește, cum se dezvoltă el și să nu-l ai mereu alături. Și iată așa a trecut un an. Nu era o zi să nu vorbim la telefon până a venit vremea să vii acasă, pe o lună lângă noi, pe o lună întreagă lângă noi. Luna aceea a trecut atât de repede, parcă trecuse o zi și iar ai plecat. Deja 2 ani ești departe, de când la piept nu te-am strâns. Între timp eu m-am căsătorit și încă un nepoțel ți-am dăruit, pe care încă nu l-ai văzut, dar te așteaptă necontenit. Ziua asta este despre tine, despre cea mai puternică femeie din lume. Noi, copiii tăi, vrem să-ți mulțumim pentru răbdare, pentru susținere și pentru ajutorul oferit. Ne-ai pus mereu pe primul plan, iar la tine, în ultimul rând, te-ai gândit. Te-ai dăruit zi de zi, an de an. Iartă-ne dacă te-am supărat. Vrem să nu uiți cât te iubim, te prețuim pentru tot ce ne-ai dat, în primul rând pentru viața ce trăim. Ești cel mai bun om din viața noastră, cea mai dragă, cea mai frumoasă, întotdeauna ne susții cu sfaturi, ne ajuți dacă avem vreo greutate. Te bucuri sincer pentru noi, pentru orice succes al nostru. Îți mulțumim absolut pentru tot, că ne-ai învățat ce e frumosul. Să ne ierți, mamă, pentru rănile ce ți-am făcut. Acum ești mândră de noi, suntem toți mari cu copii, cu familii, copii. Acum ne-am pus și noi în locul tău și vrem să te felicităm din suflet. Îți ducem cel mai mare dor, dar asta e viața. Te așteptăm. Te așteptăm când acasă ai să te întorci, să îți privești cu mândrie copiii pe care i-ai crescut cu grijă. Îți doresc îndeplinirea tuturor viselor, sănătate, mamă, să te vedem fericită. Și o mică poezioară o scris chiar ea, chiar fiica dumneavoastră, Mariana. Vreau să vă să o ascultați. Deci urmează mai mult, mesajul e lung, de asta v-am spus, v-am preîntâmpinat din timp să aveți un pic răbdare. Uitați-vă ce v-a scris Mariana. Danielu și cu Vladu, nepoții tăi iubiți, vor mai repede să te vadă, să-ți arate câți cu minți. Dar și noi, cei mari, tot vrem acasă să te vedem. La mulți ani noi îți dorim, de necaz noi te ferim. Să ne fii tu sănătoasă, veșnic tânără, frumoasă și încă o dată la mulți ani și cât mai puțin dușmani. Te iubim foarte mult și te așteptăm acasă, cu dor și cu toții te așteptăm. Mămică, îmi doresc să fii răsfățată de soartă, așa cum am fost noi în copilărie răsfățată de tine.
Îmi doresc ca viața să-ți dăruiască cele mai plăcute daruri, așa cum mi le dăruiai tu mie. Să nu fii zgârcită în bunătatea pentru tine, să fii generoasă, cu zâmbete și să fac totul pentru fericirea ta. Știi că nicio persoană nu există sub acest cer care să respire și să trăiască pentru mine precum o faci tu, scumpă mamă. Doresc ca în ochii tăi să lumineze mereu speranța, iar chipul tău sfânt să nu se întristeze din cauza despărțirii noastre. Mămica mea dragă, din momentul când m-ai strâns pentru prima oară la piept, ți-am simțit căldura și grija. Păstrez aceste sentimente până astăzi și le împart cu cei dragi. Să fii sănătoasă și să ai parte de mândrie maternă. Mulți ani frumoși! În fiecare an, mămică, ochii tăi și zâmbetul sunt cei mai gingăși, iar sentimentele sunt mai profunde. Să fii înconjurată de pace și bunăstare, iar dragostea și faptele mele să devină cea mai mare bucurie din inima ta. Mamă, pe lângă un la mulți ani, îți voi spune din nou că ești cea mai puternică, cea mai curajoasă, cea mai răbdătoare. Îmi doresc mult ca îngerul păzitor să aibă grijă de tine, iar eu voi deveni ajutorul lui și te voi înconjura cu grija de care m-ai învățat tu. La mulți ani, cea mai dragă femeie din lume, îți sărut mâinile pentru că nu le-ai jălit, ridicându-mă în picioare. Mă închin la picioarele tale pentru că m-ai purtat în copilărie în brațe. Te cuprind strâns pentru că n-ai fost zgârcită la bunătate și afecțiune. Te iubim mult și ne este dor de tine. Doamna Liliana, scuzați că am lung mesajul, dar așa a vrut să vă transmită fiica dumneavoastră. De la copii și de la nepoți mesajul acesta cu mare, mare dor și dragoste pentru tine. Mulțumesc frumos, nu m-am așteptat. Nu mai e poate să facă așa ceva. Da, o fată foarte bravă, educată, foarte frumos, vorbește, civilizat, cum se spune, foarte bine, ați crescut o fată extraordinară. Vreți să-i transmiteți ceva, doamna Liliana? Eu îi mulțumesc foarte, foarte mult, Mariana, mă mândresc că am copii așa frumoși. Am emoții, nici nu știu ce să spun. Îi iubesc foarte mult și știi, când ne-a fi mai greu, tot la mine se adresează. Tot la mamă. În afară de mine, cred că nu există nimeni care să-i înțeleagă. Se vede că sunteți o mamă tare. Sunteți o mamă tare bună. Și vreau și eu acasă să mă duc să văd nepoței, să-i cuprind. Toate mari Dumnezeu și ei tot bine. Să vă ajute Dumnezeu și o melodie frumoasă. Am crescut fecior și fată, sunt cu inima împăcată. Am crescut fecior și fată, sunt cu inima împăcată. Eu i-am lăsat viața mea, lai, 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 la, nu mai se pot ajuta, lai, la, 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 lai, lai, la. Eu i-am lăsat viața mea, lai, 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 la, nu mai se pot ajuta, lai, la, 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 lai, lai, la. Uite așa, la mulți ani să trăiți, doamna Liliana, nu mai plângeți. Vă șterg la... La mulți ani. Cu drag pentru dumneavoastră, nu mai plângeți, vă rog frumos, liniștiți-vă, vă doresc, vă cuprindem tot sufletul. M-am zbătut să le fac bine, că așa e o mamă pe lume. M-am zbătut să le fac bine, că așa e o mamă pe lume. Le-am făcut voile toate, lai, 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 la. Nu le-am zis că nu se poate, lai, la, 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 lai, lai, la. Le-am făcut voile toate, lai, 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 la. Nu le-am zis că nu se poate, lai, la, 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 lai, lai, la. Trrrr, așa. Hop, doamna Liliana. Scuzați, vă rog frumos, pentru că v-am deranjat, cred că sunteți, veniți de undeva să vă duceți. Sunt drum spre casă. Bine, încă o strofă și vă zic o zi frumoasă. Ia uite așa. Beli scris să tragă rău, dă-mi eu, Doamne, să-l trec eu, măi. Beli scris să tragă rău, dă-mi eu, Doamne, să-l trec eu, măi. Numai bine, lai, 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 la. Și apoi fă și vrei cu mine, lai, la, 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 lai, lai, la.
Ei-s bucuria mea, lai, 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 la. Pentru ei îmi dau viața, lai, la, 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 lai, lai, la. Așa este, doamna Liliana, eu vă înțeleg foarte mult. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc din tot sufletul. Cu drag. Chiar nu m-am așteptat. Era ultimul gând care spate și mă și gândit la așa ceva că poate să facă. Dacă meritați, chiar sunteți o mamă bună, se vede că sunteți o femeie blajină, cu sufletul mare și ați luptat toată viața ca să le faceți copiilor bine. Și asta e foarte, foarte. V-ați dedicat toată viața, toți anii dumneavoastră frumoși v-ați dedicat copiilor. Cât avem zile, pentru dânșii trăim, pentru dânșii ne stăruim, să facem o viață mai bună. Așa este. Frumos. Vă zic o zi bună, doamna Liliana. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc dumneavoastră, să fiți sănătoase. Priveți de multe ori surprizele dumneavoastră, mă bucur. Vă mulțumesc mult. Pentru surpriza care mi-ați făcut-o și mulțumesc frumos și o zi bună și dumneavoastră în continuare. Vă mulțumesc că ați răspuns și mulțumesc pentru susținerea care ne oferiți. Eu, ați văzut, cuvinte simple, dar din tot suflet, pentru mămicile care, și pentru toți care sunteți omageați. O zi bună, doamna Liliana. Vă mulțumesc pentru tot. Mulțumesc frumos. La revedere. Mulțumesc. O zi bună. La revedere. Iată așa, se vede cât e din, doamne, moale și caldă ca pâinea, o mamă extraordinară. Scuzați-mă, doamna Liliana, că v-am făcut lacrimați. Vă doresc multă putere, sănătate acolo unde sunteți, să vă fiți ferită de toate relele, dar și copiilor, Mariana și ție și fratele tău și nepoțeilor și la toți, multă, multă sănătate, înțelegere și armonie în familia voastră. O zi bună!